Sentință definitive pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul colectiv. Primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedon, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu. Totodată, el nu va mai putea fi ales în funcții publice timp de 5 ani. Magistrații au decis pedepse înjumătățite față de decizia de fond pentru majoritatea inculpaților. Alina Năstăsescu, unul dintre patronii clubului colectiv, a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare, iar Paul Ganea și Costin Mincu, ceilalți doi patroni ai clubului, vor petrece după gratii 6 ani și 4 luni respectiv 8 ani. Cei doi pirotehniști vor sta 6 ani și 10 luni după gratii, iar cei doi pompieri de la ISU București, care au verificat clubul colectiv fără a lua măsurile legale privind respectarea normelor de protecție pentru securitate la incendiu, au primit câte 8 ani și 8 luni de închisoare. Fostele angajate ale primăriei sectorului 4, Aurelia Iofciu și Larisa Luminița Gana, au fost achitate după ce pe fond au fost condamnate la 8 respectiv 7 ani. Curtea de apel București a hotărât și plata unor despăgubiri de 10 de milioane de euro pentru familiile victimelor din clubul colectiv. Gubirile vor fi plătite de către primăria sectorului 4 ISU București Ilfov, firma de artificii, societatea care administrează clubul colectiv, precum și de către patronii clubului și de către cei doi pirotehniști. În urma tragediei din 2015 de la clubul colectiv, 64 de persoane și-au pierdut viața și circa 200 au fost rănite.